O nouă tragedie s-a petrecut sâmbătă la prânz în curba de la Felești, pe DN15D, drum ce leagă municipiul Piatra Neamț de Roman. Mașina în care se afla o familie a lovit violent un copac. În urma impactului, trei copii care erau pe bancheta din spate au rămas orfani. Șoferul și soția sa, ambii în vârstă de 36 de ani, au murit. Trei ambulanțe au preluat imediat celelalte victime. Deci eu la fața locului aici am o victimă, conducător auto decedată. Aș vrea ca dumneavoastră să mergeți de aici. Acum vrem un pic să fluidizăm ca să putem să facem cercetarea. Bărbatul a fost resuscitat, dar fără rezultat. Totuși, la scurt timp, a ajuns și un elicopter smurd. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru conducătorul auto. În schimb, pe femei au sperat că o vor putea salva. Nu a fost însă așa. Aceasta s-a stins la scurt timp după ce a ajuns la spital. Tot la spital au ajuns și cei trei copii de 4, 8 și 9 ani. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că din cauza carosabilului acoperit cu polei și a vitezei, conducătorului auto i-a fost imposibil să mai controleze mașina. Pe DN15D, la kilometru 38, în afara localității Dulcești, a avut loc un eveniment rutier soldat cu decesul conducătorului auto și rănirea gravă a celor pasageri, în speță 4 persoane. Din primele verificări, se pare că vinovat se face conducătorul auto care nu a adaptat viteza la condițiile de trafic. În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea situației de fapt. Din cauza evenimentului rutier, circulația pe DN15D a fost restricționată timp de o oră. Curba de la Felești a căpătat în timp denumirea de Curba Morții. Aici și-au găsit sfârșitul mulți oameni. Chiar săptămâna trecută, la câțiva pași de locul în care s-a produs această tragedie, un alt conducător auto a lovit un copac, apoi mașina a luat foc și a ars în totalitate. Din fericire, acest șofer și-a salvat viața.